mâna, numai atât. Unde ai fost în mașină? În spate, n-ai avut centură, nu? E grav, domn doctor? Nu, grav. O să rin. Da, da, copii, haide să ne facem ceva. Hai, copilul, hai. Mă, copilul mic. Hai. 10 ani de. Vito, tata, nu e fiu? La mine cu doamnia tu, tata. Asta-i ca merg in fata. Era Cosmin. Da, dar eu am fost lângă el când a virat. El nu a put, nu m-a apucat să vireze și a intrat în mine. Am tras eu stânga să, dar degeaba. Câte victime sunt? Doar atât, repede. 5. Da. Dintre care este vreuna mai grav? N-am ajuns primul la locul accidentului, am plecat. Erau speriați? Câți oameni erau în microbuz? 4. 4 în microbuz, 2 bărbați și 2 femei. Una însărcinată și 2 pasageri în camion, șoferul și mai încă. Ați scos una din victime din microbuz? Da, doamna din dreapta. Plină de sânge, șoferul era gata. Eu nu știu, nu trăiește, tremurată. Da, erați în zonă? Ce ați auzit, ce ați văzut? Stau aici, în partea asta, la casa asta. Și eram în curte și când am auzit bubuitorul am fugit afară. Șoferul era, de fapt nu șoferul, tata lui doamna care era gravidă. Era afară, plângea, era speriat, l-am ajutat. I-am spălat pe doamne de sânge. Rău, da. Ce vezi. La microbuzul l-a aflat în staționare pe partea de apă drumului, s-a pus în mișcare fără să se asigure la punerea în mișcare de pe loc și fără să acorde prioritate autovehiculelor aflate în trafic. Motiv pentru care a fost acroșat de către un camion care circula pe sensul de mers Timișoara-Lugoj. În urma impactului, din păcate, a rezultat rănirea a 3 persoane care a fost transportate la spital. Da, din momentul producerii accidentului, traficul a fost blocat aproximativ o oră. Am dat drumul la trafic, selectând sensurile de mers pentru a asigura oarecare fluență a traficului
cunoscut fiind faptul că drumul național 6 are valori de trafic ridicate.